Bună seara și bine ați venit cu la raportoarea cu probleme de matematică la algebră. Funcții. Funcții. Așa face. Noi am început la seara discuția. Da. Păi când este așa mare problema. Deci când ai deschis... Mai am și probleme matematice. Da? Zic, când ai deschis curinția și ai des funcții, ce lucruri trebuie să ai în vedere? Trei. Găsirea Y-urilor. Deci asta înseamnă când am găsit rețeta. Da, asta. Ți se dă rețeta. După aia se dă X. Domeniul X-urilor, mulțimea X-urilor. Ca să cheamă domeniul ființe. Și după aceea rămân după aceea să află Y. Deci trei lucruri trebuie să găsi noțiunea de funcție. În mintea ta apar așa, rețeta, adică legea de corespondență. Legea de corespondență. Adică modul după care, pe care l-am prins tu ca să o ții greșit, da? Relația aceea după care, mă, în loc, îl vezi pe X, deci știi greu, mă, vezi pe X. Deci, dar tu te deci eu dat rețeta. Acum, că eu nu cer să mai știu. Mulțimea pe care o fac orice X, da? Domeniu de definiție. Da, domeniu de definiție. Domeniul de definiție, adică mulțimea pe care o parcurg X, da? Mulțimea pe care o parcurg X. E X-ul, din ce mulțime e apară, da? Da. X-ul, 1, 2, 3, 6, numele acelea care pe care el are voie să le prindă, da? Și după codomeniul, este codomeniul. Sau, să spunem, mulțimea în care Y-ii se pot încadra. Da? Da. Poți fi mai mare decât cea pe care găsim noi, dar... Deci codomeniul înseamnă așa. Mulțimea în care îi găsim pe Y-ii. Mulțimea în care îi găsim pe Y-ii ce apar. Și acum, tu știi cu cine este egal? Are al pătrat? Da, facem la pătrat. Deci are al pătratului, da? Aria pătratului egal cu, hai să zic așa, pătrat. Egal cu latura pătrat. Dacă spun latura egal cu 2 minus 2, cât este aria atunci? 4. Aria egal cu 4. Dacă latura egal cu 3, cât este aria? 9. Și aria rămâne tot timpul același număr? Nu. Se schimbă. Se schimbă după cine? Funcție de cine? În funcție de X. Deci aria se schimbă în funcție de latura. De latura. E latura mai mare, are mai mare, latura mai mică, are mai mult, da? Deci nu este aria aceeași tot timpul. Deci aria depinde de cine? De latura. Așa că zic, aria depinde de L, aria L. Și egal cu cine? Care e rețeta? L la locul. Iată cum am gândit, un exemplu de funcție, când ne gândim la arie, arie în funcție de latura sa. Ei, deci care-i rețeta? Care-i rețeta? De F de X. Aș putea de F de X, dacă mă latura cu X, deci F de X. Egal cu? Egal cu R pătrat. L pătrat. Nu, dacă există X. X pătrat. X pătrat. Sau dacă zici L? L pătrat. L pătrat. Da? Asta e rețeta. De obținerea arilor respective. Asta se are pentru arii m-am gândit, să fie și sugestiv, da? Și
Pot să spun că această funcție, sau dacă vrei, a aliei, e definit, n-ai niciun motiv de supărare, nu trebuie să poți fi orice număr. Definit, dar nu poți fi un număr negativ. Ai văzut vreun pătrat cu natura minus 2? Numai el. Plus? E... Da, el plus. Și zero, ce nu poate fi la până de zero. Nu există. Da. El plus, iată, domnule. Ce scrie așa? Iată, începem să discutăm. Ai rețeta. Știi fenomenul? Că e vorba de are unui pătrat. Deci are definită bine plus ca cu valori. În el. Dar ca număr știi de chiar... Negativ, fără zero. Și poate fi negativ, are iar câte nu. Niciodată, tot pozitiv, dacă vrei. Deci dacă vrei să fii mai riguros, valorile pe care le obții sunt tot numere pozitive și diferite de zero. Dar să știi că nu supăra pe nimeni dacă spune el definită cu valori în el. Era mulțimea mai mare, era și mulțimea numărilor reale negative. Dar nu-i nimic. Că ce obțineai tot acolo se gata. E o mulțime mai amplă, da? Decât ce obțineai. Așadar, iată un exemplu concret. Un exemplu concret de ceea ce înseamnă aia un exemplu concret de funcție. Deci, un exemplu concret de funcție, noțiunea de funcție, spuneam cu apărut, nu așa, că cuiva a venit așa, mă, a visat el, zic, hai să mă implecăjesc pe ăștia. Nu, e practică. Da? Nevoile concrete de o construcție de funcție. Și eu ți-am dat aici un exemplu cu aria, dar este un exemplu foarte mult de practică. Hai să zicem, spațiu. Deplasezi cu mașina, tu mergi cu mașina, ești la volan și mergi constant. Adică o viteză constantă, să zicem, 60 la oră. Spațiul pe care îl parcurgi depinde de cine? De X. De cine? Cine? Ca să-i spui. Dacă... E viteză, în funcție de... Viteză de aceeași. Și viteza este aceeași. De timp cât mergi. Da. De spațiu, nu? Dacă 60 km la oră mergi și vrei să vezi cât spațiu ai parcurs, dacă mergi o oră, faci 60 km. Dacă mergi două ore, faci 120 km, nu așa? Deci, într-o mișcare uniformă, iată, știu că dacă viteza e egală constantă, atunci spațiul la fizică e la fizică, sau un film. Asta e ușor de văzut. Deci spațiul parcurs depinde de timp. Și atunci poți permite să spui că este de... că spațiul este o funcție de timp. Adică dacă ai un timp e ca o oră, rezultă, e sunt egal cu 60 de ore. Dacă ai un alt timp egal cu 2 ore, o să fie 20. Da. Vei avea un spațiu egal cu 120 de ore. Da? Și așa mai departe. Deci îți permiți acum, din observații făcute, că nu mergi tot timpul, nu faci același spațiu. Indiferent cu 7 ore sau dacă viteza e constantă, deci nu poți să spui același spațiu, depinde de timp. De ce să spui spațiul respectiv depinde din zi, este de egal cu 0 ore. Da? Iată un alt exemplu, din practică, și asta ar fi o funcție de gradul 1, cred că e la 1-a. Da? Aici este de gradul 2, la 2-a. Încă o dată, în problemele pe care le avem concrete, spunem că suntem puși în situația de a ajunge la funcții, modele pe care le găsim în practică, sunt niște funcții, și noi știm, trebuie să știm foarte bine să ne descurcăm și să obținem Y. Tot secretul, când ți se dă o funcție, este să găsești Y, ceea ce să te pronunți. Ori fi crescători, ori fi descrescători, mecercia, ca numele, da? Și foarte multe lucruri. Dar până să ajungem acolo, hai să mai luăm niște exemple de funcții de gradul 1, cum mai cu acum nevoie, și să... f de x, definită cu valori în el... Deci, dă un exemplu, rețeta, deci, pentru f de x egal cu... Nu, spre f de x.
Mai întâi de rețeta. De o rețetă. F de x egal cu 3x minus 3. 3x minus 3. Da? Deci f de x. Rețeta, da? Da. F de x egal cu 3x minus 3. 3. Unde e f de x? Nu, nu. Acum, nici și ăștia au din exprimarea asta. Au vreo supărare? Nu. Nu. Poți și x-ul. Mulțești pe 3 cu ce vrei tu și mă scade drumul 3 și se poate face treaba ușor, nu? Da. Nu e o fracție, nu e un radical, n-ai cu nevoie. N-ai probleme mari. De ce continui? Că nu e suficient rețeta. Trebuie să dai domeniul de definiție și zici, yes, e definit pe maxim cu putința și poziția. Cum va adică x și y sunt de funcția asta. Da? Și haideți să încercăm să găsim, să facem un tabel de corespondență. Adică pe o linie spunem x, cât v-ai spus că x sunt orice fel de numere, poți gândi la minus infinit la plus infinit. Iar y și care afară, care sunt tocmai valori din punctul respectiv, după ce rețetă obținut? După 3x minus 3. Și n-avem decât să începe să dăm x valoare. Deci y sunt tocmai după rețeta 3x minus 3. Da. Și dăm valoare x. X egal cu 4. Rezultă că y cu care apare egal cu 3 ori 4 ori 12 minus 3. Deci f de, hai să spunem, f de 4 este egal cu 3 ori 4 minus 3. Ce face? 12 minus 3? 9. Așadar, lui 4, pe undeva pe aici, undeva e 4, îi corespunde 9. 9. Da? Alt x. Minus 5. X egal cu minus 5. Minus 5 ori 5. F de minus 5. E de minus 5 egal cu 3 ori minus 5, minus 3. Minus 3. Egal cu minus 18. Minus 18. Adică înseamnă că lui minus 5 i s-a pus în corespondență minus 18. Deci imaginea lui minus 5 este minus 18. Alu 0 este minus 3. Alu 0 este minus 3. Și o ce x da? Radicalul e 3. Și el în urmă. El de x egal cu radicalul din 3. Rezultă. De radicalul 3 egal cu 3 ori radicalul 3 minus 3. Adică 3 cu radicalul 3 minus 3. Ba nu, 3 pe lângă radicalul 3 minus 9. Exact. Și pe unde este radicalul 3? Pe aici, pe la 1 și un pic. Pe la 1 și un pic, da? Dacă luăm 1 aici, 2, 3 și așa a fost 4. Între 1 și 2 s-a aflat, da? Da. Pe aici undeva este cine? Radical din 3. Și imaginea cât este? 3 pe lângă radical din 3 minus 3 pe lângă radical din 3 minus 1. Imaginea este asta. Adică imaginea lui 4 cât este? 9. 9. Imaginea lui minus 5? Minus 18. Deci ceea ce apare se cheamă imagine. Imagine. După rețeta asta, bineînțeles, că dacă schimb rețeta, altceva o să. Deci fiecare rețetă, nu? Va determina apariția altor greci. De aceea este esențială rețeta. Este esențial și ce x dau voi să fac, că eu puteam să dau o altă funcție, nu tot pe tot erul, ci pe o bucată. Mai e din el. Nu, ori din el, ori o bucată din el. Da. Sau din Z sau așa mai departe. Așadar, hai să încercăm să reprezentăm un creșit pe prima parte. Deci, ducem cele două axe de coordonate. Da. Și la intersecție să vă spunem O, coordonate 0 și 0. X și Y. Aici este axa, X și 0.
acesta, asta e grecii lor. Unde au spus XX prim, da? Și Y prim, Y. În partea asta nu sunt numele pozitive. În partea asta. Sus pozitive și jos negative. Și hai să luăm pe unul din puncte. Pe care asta? Pe 4 și 9, da? Da. Deci X-ul e 4. 1, 2, 3, 4. Deci X-ul e 4. X-ul e 4 și Y este 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Acum e 4, deci mă duc paralelă pe axa Y și lor și din 9, deci mă paralelă pe axa Y și lor. Așa. Deci paralelă pe cele 9. Și punctul în care s-a întâlnit? Este? Coordonată de 9. Deci punctul ăsta are coordonate, adică X-ul pe loc, primul loc se pune întotdeauna, da? Pe doamna X-ul pe primul loc, 4, și cel de-al doilea, Y-ul pe loc, ăla al doilea, 4, 9. Iată ce interesant, am reușit să punem punctul de coordonate 4 și 9. Mai ai alt punct pe care să-l găsești? 0 și minus 3. 0 și minus 3. Adică X-ul e 0, nu mă duc în primul 1. Nu e minusul. E la minus. Asta este. Deci pe asta, pe asta, asta este tot timpul 0. X-ul 0. Da? X-ul 0 tot timpul. Și Y-ul în clipa asta este minus 3. Deci trebuie să iau un jos. 1, 2, 3. Asta este punctul de coordonate. 0 plus 3. Și 0 și minus 3. Hai să mai vedem dacă mai găsim alt mai avem puncte de reprezentat. Avem, nu? Da. Asta, radical din 3. E cam greu radical din 3 cu 1, 7 și 1, 10 mare. De ce are tot numele de întregi? Ăsta e motivul. Da, deci devine mai la îndemână. Atât o să luăm pe minus 5. Minus 5 și minus 18. Și eu nu prea am nesăpătut eu minus 18 cam mult. Acum vreau minus 5, vreau minus 3. Minus 3. Mai. Sau minus 2, hai să luăm, că vine mai ușoară. Minus 6, minus 9. Minus 9. Deci că X-ul este minus 2, 1, 2. La Y mă duc la minus 9. A fost minus 3 aici, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9. Și iată, am găsit punctul de coordonate. Minus 2 și minus 9. Minus 2 și minus 9. Acesta este punctul găsit. Sigur, luăm și minus 1. Și dacă luăm pe minus 1, cât îmi dă el scurt? Pe minus 1? Da. Așa, minus 1. Păi minus... Minus 6. Minus 6. Deci când e minus 1, e minus 6. Iată, minus 3, 4, 5 și 6. Paralele și iată punctul. Adică, dar sigur că între 0 și minus 1 am mulți de aici. O, da? Adică dacă aș duce pentru toți și de aici, aș găsi Y. Și s-ar umple zona de la punctul ăsta care era din coordonate, e cât? Minus 1, minus 3, minus 1, minus 6, foarte bine spus. S-ar umple cu un dat cu punctele și cum ne-am reprezentat pe astea pe sările, s-ar umple și astea, așa, uite, așa, vezi? Și ar fi unul în altul, unul în altul, unul în altul și s-ar desena tot segmentul ăsta. Da? Deci, practic, care e imaginea câte X-i se plimbă între 0 și minus 1? Imaginea va fi minus 1. Imaginea mea, adică Y, unde îi vedem? Îi vedem aici. Cuprinși între punctele de coordonate 0, minus 3 și minus 1. Nu, dar e Y. Dar e Y. Eu și știu că sunt între minus 1 și 0. A, minus 3, minus 6, minus 3. Asta. Deci poți să spui că imaginea funcției de aici sus.
pentru x și de la cât minus 1 până la 0 e marginea funcției. Adică y care a apărat se găsesc între minus 6, minus 3. Minus 6, minus 3. Cât este impere imaginea funcției aceste date de tine pentru x și de la minus 2 la minus 1. De la minus 2 la minus 1. Minus 9, minus 6. Foarte tare. Nu i-am reprezentat, dar tu ai văzut foarte repede, da? Că ăsta e niște de coordonate. Minus 2, minus 9. Și atunci imaginea este în zona asta. Minus 9, minus 6. Minus 9, minus 6. Deci este minus 9, minus 6. Deci imaginea este minus 9, minus 6. Imaginea de la minus 2 la 0 e de la minus 9 la minus 3. Corect. Deci să și unesc acum, da, ca să fie clar. Deci imaginea funcției pentru x de la minus 2 la 0 este egal cu x și de la minus 9 la minus 3. La minus 3. Bine, da? Da. Foarte tare. Sigur că am și de aici până mai departe și de la 0 încolo, de la 0 la 1, de la 0 la 2, de la 0 la 3, de la 0 la 4. Și ei vor desena puncte care se vor așeza unul la altul, poate punctele așeza, până ajung până ăsta de aici. Și iată le puse una în alta, foarte, adică pentru toți și absolut de sunt vrașă segmentul ăsta. Au, ele desenează graficul funcției. Adică, acum am pus un rând tot, vedem exact ce, care e graficul funcției acestea, în sensul că, chiar dacă nu ne-am luat de pe toate, din experiența care o avem pentru funcția de gradul întâi, pentru funcția de gradul întâi, întotdeauna graficul este o dreaptă. Da? Întotdeauna. Este o dreaptă. Ei, ce putem spune? Ar fost suficient să... Găsim numai două puncte care să aibă aceeași dreaptă comună. Nu, două puncte și până la și dreapta. Da. Pentru că am văzut că ceilalți din geometrie știți că prin două puncte distincte, deci o dreaptă și mai una. Da. Știind chestia asta, înseamnă că în clipa de față ne-am permis să spunem că iată, graficul este o dreaptă. Bun. Știi ce îți propun? Hai să vedem ce părere ai, cum arăta funcția aceeași funcție f de x egală cu 3x minus 3. Rețeta o păstră? Da. F de x, da? Pe mulțimea, îți spun exact niște puncte, pe mulțimea formată din punctele, cât am dat noi aici? Minus 2, 0 și 4. Minus 2, 0 și 4. Cu valori, ce știam? Cum am interesat? Vizi, ce valori am voie să-i dau aici? Păi valori cu prinții... Nu cu prinții, concret am de aia. Minus 2, 0, 4. Atât trei puncte. Știi cum arată graficul? Da. Ia să vedem. Hai să vedem pentru funcția asta. Nu este aceeași. Hai să zicem că e furt, că am schimbat domeniul. E alt domeniu. E 3 numai la puncte. Da? Deci numai 3 puncte. Cum faci? Păi, înlocuim pe x cu minus 2. Da, da. Și cât e de la minus 2? Minus 9. Minus 2, îți dă minus 9. 1, 2, 3.
Arată și la grafic. 5, 6, 7, 8, 9. Dar e și l-am găsit aici. Punctul ăsta, Nicolae, cât ai zis? Minus 2 și 9. Da. Și minus 9, parcă. Și minus 9. Minus 9, bun. Mai departe. După aia, la fel, înlocuim pe 0 cu x, ne dă minus 3. Când x-ul 0, y este minus 3, 1, 2, 3, adică 0, 0. Punctul de coordonate. 0, minus 3. Și minus 3. Apoi. 4, nu? Când x-ul 4. 0, 1, 2, 3, 4 și Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și iată, ăsta e punctul de coordonate câte? 4, 9. 4, 9. Și m-am voie să vedeau normalare? Atât. Asta e grafică. Și atunci apara aia care crește de acolo nu mai are voie să fie până la urmă. Nu mai pot să le iau. Nu mai pot. Nu mai. Nu mai atât este. Grafică, grafică. Atât. Atât. Scrie și doar nu. Atât se spune. Minus 2, 0, 4. Nu spune pe tot el ca să le pot să mai dau de valoare. Nu mai atât. Asta e grafică. Da? Deci graficul e compus din cele trei puncte. Hai să zicem punctul A, B și C. Atât. Nu le mai unesc adică. Aici nu, că ne sunt doar... Trei puncte. Trei puncte, atât. Da, trei de X și atât, dar n-am voie mai multe. Nu. E altă funcție asta. De ce motiv e altă funcție? Dar rețeta este aceeași. Dacă nu mai rog să aparțină toate, la toate numerele, ea să ține numai la 3. Nu e definită pe ea, ci definită doar pe 3 puncte. Da? Da. Ia să luăm altă funcție. Tot aceeași rețetă. Ea de x egal cu 3 minus x. 3 x minus x. Adică e 3 minus 3. E 2, a doua funcție. Altă funcție. Și F definită, vezi că e important definită? Că știu ce X am voie să dau. F definită de la 0 la 2. De la 0 la 2, intervalul. Intervalul, da. Și la 0 la 2, cum am vorbit să știa. Păi, ar veni așa, minus 3. Deci, i-aș da la X ceva mare. X0. X egal cu 0. Capăt, da? Pentru X egal cu 0 rezultă. Hai să începem. Da, sistemul de da. Sistemul de axe. Da. Axe de acelea la X-ul. Luăm cu 0. Și o să fie minus 3. Când X0 este minus 3, 1, 2, 3. Cele puncte de coordonate 0 și minus 3. Da. După aia luăm pe 1, că e interval. Poți să luăm pe 1, puteți să luăm și pe 1, pe 2 și pe 1. Și așa mai departe. Dar ne grăbim să luăm pe 2 capătul. Deci luăm capătul. Fiind un interval, ca să fiu unii să mă opresc. Ia să vedem. 2, 3, 2, 3. Poate că nu 6 minus 3, 3. Deci 1, 2, e 3, da? 1, 2, 3. Și iată. 2, 3. Coordonate 2, 3. 2 și 3. Mai am voie să mai dau alții și... Nu. Cum sună? De la 0 până la 2, da. Păi da, mulți. Aici aveam clar că e mulțime. Mai 3 elemente. Dar aici vin din interval toți și de la 0 până la 2. Da, acolo. Da? Și pe 1, și pe 1, pe 2, și pe 3, pe 4, pe tot, 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 tot. Adică, în clipa asta, dându-i X o altă valoare, hai să zicem 1. Cât este? Că X egal cu 1, deci pentru 0 a fost... 0. El de 0 nu a fost mai mult, deci 0 a fost... El de 0 a fost minus 3. Minus 3.
Când am transmis valoarea 2, au fost 3. Este 2 a fost 3. Și acum, dacă dăm 1, o să fie 0. Când x egal cu 1, e pe 1, face? 0. 0. Adică asta de aici. M-am voie să avem valoare? Da, de la 0 până la 2 avem o grămadă. O infinitate. Și de ce o să găsesc multe puncte? Și o să găsesc așa, pus un nou cap, un cap, un cap, da. Înseamnă că... A, așa, și vă desena ce? O dreaptă. Eu zic chiar cum mai am un segment, da? Când n-am voie să mă duc mai încolo. Că dacă mă duc mai sus, ar trebui să stau țiș. Capătul din segmentul este doar x egal cu 2. Da? Da. De ce am pus-o data trecută așa? A, că erau x cu valoare din el. Da? Da. Deci, x-ul putea să fie toată lumea, mulțumea pentru o numele reale. Dar acum x-ul de unde este? De la 0 până la 2. Adică, nu mă înțeleg. A, și ăla este. Ăsta este secretul. Asta este. Deci, este un segment închis. Graficul funcției este segmentul închis. Care ar fi imaginea lui F2? Deci I de F2 pentru 0, 1. Deci numai I și I am lăsat numai 0 și 1. I greșit de se găsește. Deci I minus 3 pare, deci, nu? Da. Minus 3. Păi ar fi 1. Deci? De la A, la I. De la 0 până la 1. Deci tot că ar fi. Că nici și sunt de la 0 până la 1, ce I greșit nu ții? I greșește sunt. Că este și punct important este aici. 0. X-ul e 1, X-ul e 1. E 1, adică. Da. Și I e 0. 1 și 0. Și atunci, care este imaginea funcției F2? F2 de 0, 1. A, păi de la minus 3 până la 0. Așa. Atât. De la minus 3 la 0, asta este. Deci asta este I de... Resinez asta. Asta de aici este I, imaginea funcției F2 pentru intervalul, ca interval, minus, zi tu. O, minus 3, 0. Nu, pe intervalul 0, 1. A, imaginea... Aici, tu trebuie să spui I și aici. 0, 1. Și imaginea este zona asta, care înseamnă de la, de la minus 3 până la 0. Minus 3 la 0. Cât este im de imaginea de la 1 la 2? De la 1 la 2 este imaginea de la 0 până la 3. Deci im de F, imaginea lui F, care e 2, din aici, de la 1 la 2. 1 la 2. Egal cu 0,3. 0,3. Egal cu 0. Deci e minim de și înseamnă Y. Intervalul Y. Dacă e definit pe complet, să acoperi toți și. Dar cât ar fi aici? Hai să te întreb aici. I de Y. Pentru mulțimea, minus 2 și 0. Minus 2 și 0. Im de F-ul, da? Im de F-ul, nu? Pentru mulțimea, minus 2 și 0. Minus 9. Așa. Până la 0. Nu. Minus 9. Da, până la 0. Nu, până la minus 3. Atât.
de la minus 9 izline, dar de la, până la minus 3, dar tot, sau numai minus 3? Minus 3. Atât este mulțime de informate, dar de două elemente. Informate din minus 9, care, așa și respectiv, minus 3. Da? Deci, atenție multă. Una este scurtim de o mulțime de două elemente, și se amestește imaginilor. Și alta scurtim de interval. Când sunt interval, adică toți fate puncte, toți și deci ai un segment. De ce acum totul interval? Hai să mai recapitulăm pe la. Pentru funcția de gradul, cum este asta, cum întâlnești voi la clasă, trebuie remarca că n-ai nicio pretenție. Funcția o poți lăsa pe maxim posibil cu tot erorul. Dar sunt și situații când autorul spune, nu pe tot erorul, pe o submulțime, de la nu știu cât la nu știu cât. În interval, adică. Sau îți dă o mulțime de elemente. Îți dă chiar numai 3 elemente, 7. Și atunci tu găsești, dar imagini pentru acela. Deci este esențial să știi mulțimea pe care X o parcurg. Deci este esențial. Dacă ai înțeles asta, înseamnă că ai clar în minte ce ai funcție. Deci autorul îți dă o rețetă și îți dă și mulțimea pe care X o parcurg. Și treaba ta să găsești Y și să vezi dacă vezi toți Y și la un cap la altul se unește. Sau nu mai e o bucată. Sau nu mai bucat un segment, dacă e vorba de un interval. Sau nu mai din el, sau nu mai din Z. Sigur că da. Bună, dacă ai fost numai din Z, înseamnă că nu atât decât de X și știi care a fost graficul de aici? Da, pentru X egal cu 0, îl găsim pe minus 3. Asta a fost un punct. Da, de la minus 1 era minus 6. Adică punctul ăsta, ai fost ăsta, ăsta, la X egal cu 1 a fost 0, ăsta. Deci de pe dreapta erau niște puncte atât. Da? Deci, hai să vedem și pentru asta, ca să înțelegem bine. Dacă ar fi fost funcția... F. Da. Deci dacă ar fi fost funcția, să spunem, F definită pe el... Nu pe el, F definită pe Z, cu valori. În Z sau în el? În el, poți să lasă. Deci cât privești imagine, nu te speria, o lași cât mai larg. Da? Deci nu e definită. Deci dacă e faptul fost definită... În Z cu valorinia. Da. E definită în Z cu valorinia. Tot cu aceeași rețetă. E de X minus 3. E de X egal cu 3X minus 3. E dacă ai făcut așa. Cu același graficul, da, cu valorile alea de sus. Deci, dacă ar fi fost așa. Știi bine că noi am avut că X-ul este 0, cred că este 1. Nu, că 0 a fost minus 3. Stai, adică asta, da? În 1, cât a fost? În 1? 0. În minus 1. A, în 1, 0, da. Așa. Apoi, în 2? În 2 n-am mai calculat, dar știu că e 3 ori 2, 6, 3. 3. 1, 2, 3. Deci asta a fost punctul. Da, 3 cu 6 ar fi fost, dacă mai luăm. Când X-ul este minus 1, cât ai găsit? Minus 1, minus 6. Minus, aici a fost minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Adică așa ceva. Mai apoi să reunesc
Deci de pe treapta aceea care era înainte, când era de fi pe vechea, cum o vezi aici? Acum nu mai avem voie. Acum nu mai avem voie. Trebuie ăsta, ăsta, ăsta și care nu mai fi. La cât? La 3? La 3 era 6. 6. Da? La 3. Ar fi fost 3, 4, 5, 6. Și așa mai departe. Și în felul ăsta, în felul ăsta, reușim, practic, să punem în evidență toate punctele acestea pe așa, foarte ușor. Astea care sunt acolo, toate punctele cele cu X și Y, de pe dreapta asta, de pe dreapta asta, dar nu pe toate lipitele, nu toate ca să urmim de la un punct la celălalt, ci rămâne așa, ăsta e grafic. Da? Eu nu ne-am pus practică. Nu mă pot duci până la minusirii, nu mă pot duci până la minusirii. Dar ai înțeles că sunt doar o parte din punctele de pe dreapta. Doar o parte. Pentru că există numai X și din Z. Dar dacă există din N. Din N? Da. Păi nu mai luam mai cu valori în minus și luam numai pe... Adică ar fi fost ăsta, ăsta, ăsta și ce-o mai fi de parte, da? Da. Fără să ne iau partea asta. Deci, insist, este esențial să știm ce se întâmplă cu X și Y. Că sunt din tot elul și atunci e dreapta. Că sunt o bucată din el în interval și sunt segmente. Că este o submulțime egată, numele din Z și atunci niște puncte, graficul niște puncte. Dar ți se dă o mulțime concretă de elemente, atunci graficul mai din imagine acele două, trei, cât de X ai, atâta Y, niște puncte în plan. Sunt niște puncte în plan, desigur. Doar atât e graficul. Deci el se modifică funcție de ce știi despre X. Este important să știi domeniul definiției? Da. Este esențial. Și să știi și rețeta, cum după care să obții. Că dacă nu schimbăm altă rețetă, alții greșe o să avem. Da? În concluzie, am insistat și ți-am atras atenția că în noțiunea de funcție, când există cu această funcție, esențiale sunt două elemente. Cu domeniul și domeniul de definiție. Nu cu domeniul. Rețeta. Așa, rețeta și... Rețeta, că vezi că îți vezi șansă. Rețeta. Și domeniul de definiție. Cu domeniul nu lași cât de larg. Nu te frământă chiar, da, pe tine, deocamdată. Deci este esențial, dar tu ai în minte trei lucruri. Rețetă, domeniu, definiție și codomeniu. Dar din aceste trei ai înțeles că cele două elemente sunt importante pentru că îți dă șansa să începi să faci studiu pentru a obține pe aia din codomeniu. Că iată că domeniul e mult mai mare decât imaginele. Ai mai înțeles că mulțimea acestor Y poartă numele de imagini. Da? Notează. Mulțimea Y-ilor pe care o obținem, mulțimea Y-ilor pe care o obținem după o rețetă dată, poartă numele de imagini.